Salutare prieteni și bun venit pe canalul meu Tutorial App. Numele meu este Mariu și astăzi o să gătim ceva. Practic o să facem o salată, o să vă arăt cum se face, este o salată mai specială pentru mine. O găsiți și la McDonald's și mai multe fast food-uri. Chiar este destul de bună, se poate face în mai multe modalități, dar urmăriți să vedeți cum se pregătește această salată. Și vă zic și aici ce aveți nevoie înainte. În principiu aveți nevoie de un bol ca să puneți salata și toate bunătățile, un cuțit, porumb, este, voi puneți câtă cantitate vreți voi, depinde de gustul fiecare. Aici avem niște ton, niște sare, niște măsline verzi, niște oțet balsamic, niște ulei de, cum se cheamă alea, de măsline, scuzați că m-am pierdut. Așa, se poate vedea. Îl găsiți la Lidl. Și aici avem frumoasa noastră salată. Bun, practic noi acum trebuie să tăiem măsline, să facem rute. Voi le puteți pune și întregi, depinde cum vă place vouă. Asta rămâne la preferința voastră. Hai să ne apucăm de treabă. Ok, o să luăm măslinele. Frumoșelele noastre măsline. Vă spălați pe mâini înainte, eu m-am spălat deja. O să scoatem niște măsline, acum depinde, le puteți pune și întregi, dar mie îmi place să le tai, că sunt mai interesant. Ok, cred că avem suficiente. Eu o să le tai. Bă, dacă le tai așa în două, cred că este potrivit. Se pot pune și mai multe măsline. Ok. Vedeți? Hai să mai luăm și alte măsline. Plus dacă trebuia să dau zeama jos, adică zeama de la măsline, sucul de la măsline care îl lasă, saramura aia sau nu știu cum este făcut. Bun, cred că măslinele se o să ne ajungă. Perfect. Le-am tăiat. Sunt măsline cu ardei, le găsiți tot la Lidl. Eu le-am găsit aici în Anglia, bănuiesc că este și în România. Ok. Bun, acum ce trebuie să face? Să luăm salata noastră. Luăm bolul. Vă explic, poate alții nu înțeleg foarte bine și de asta. O să-l punem tot aici, trebuie spălată salata înainte. Op, am făcut și niște mizere, dar asta nu este o problemă, se curăță foarte rapid. Bun. Acum, o să luăm măsline să le aruncăm pe aici pe undeva. Vreți, puneți mai multe, le puneți întregi. Acum o să luăm frumosul nostru porumb, fiert, că este fiert totuși. Așa. Puteți să amestecați cu mâna, dar merg să iau o furculiță. Se poate amesteca cu ce doriți voi. Vedeți? Se amestecă. Se mai pune ceva, o leacă de porumb. Puteți pune și mai mult porumb. Eu am pus doar 140 de grame. Dacă se poate vedea. Bun. Mai era posibilitatea să punem și, cum se cheamă, mozzarella. S-o tăiem feliuțe, micuțe, să punem și mozzarella, era mai bun, dar din păcate am văzut că nu am și am uitat să iau și am zis că facem acest video. Bine, mie îmi place salata asta, mănânc foarte des. Acum o să adăugăm frumos drăguțul nostru ton, se focalizează, așa, și la fel, asta practic trebuie mărunțit într-un fel sau altul. Chiar este o mâncare destul de gustoasă. Ok. Perfect. Amestecăm frumușel. După aia bănuiesc o să aplic, o să punem puțin. Bun. Hop. Îmi cer scuze că lucrez cu mâinile, de-aia m-am spălat și mănânc eu, nu mănânc altcineva. Bun. Am văzut că mai rămas o leacă de ton. Este foarte bun tonul. Bun. Mai luăm o măslină. Foarte bun. O să luăm uleiul de măsline. Ok. Nu ne trebuie o cantitate foarte mare, am pus-o după ușor. Voi puteți puneți mai mult. Hai să punem după ăsta plin. Cât de cât se poate vedea, nu? Bun. O să punem așa puțin. Acum nu o să mai bag mâinile, că o să mă
Să zicem ules, dar mai punem noi uleacă, că nouă ne place cu mai mult ulei. De asta așa. Cam atâta până aici. Bun. Acum, oțetul ăsta balsamic, nu poate la toată lumea îi place, un oțet puțin mai dulceag, acrișor dulceag, este foarte bun. Este negru, nu vă recomand să puneți o cantitate foarte mare, că poate nu vă place, este prea acros, acru-dulce și, da. O să punem un căpățel pentru început. Mai punem unul. Ok. Pentru început o să amestecăm. Salata asta o puteți mânca în cât timp vreți voi. Faza că dacă o pui la frigider, după ce ai făcut-o, sunt șanse ea să se moaie salata și nu o să mai fie așa crocantă salata. Asta ar fi problema în mare. Ok. O să o gustăm, o să vedem cum este. Este bună, dar o să mai punem niște oțet. Ok. Bun. Cred că este de ajuns. Și o să adăugăm și puțină sare. Practic se poate pune mai multe chestii. Se poate pune și pește în această salată. O faceți cum vreți voi. Oricum am pus pește, am pus ton. Deci a dat un gust super bun. Ia să mai gustăm o dată. Acum să aplicăm niște sare. Avem și altă sare. Luăm în mână că, na, dacă voi aveți în altceva să nu scăpați foarte mult. Este că vă puneți după gust. Nu exagerați cu sare, că pe aia poate nu vă place. Poate fi prea că și stricați salata. Minunea asta. Ok. Salata o găsiți în orice magazin. Este și din aia în pământ, mi se pare, cu vine cu o bucată în pământ și... Dar este bună și aia, care este mult mai bună, asta este la punga. Bine, la mine cred că am pus prea mult ulei acum. Dar noi o să mai punem uleacul de oțet și gata. Ca să fie pe gustul meu. Mie îmi place să mănânc ulei mai acrișor. Hop, și e gata. Cam asta este salata. Am făcut uleac de mizerie, dar asta nu contează. Hai să vă arăt cum a ieșit. Ce bun e. Să mă aștept pe mâine. Salata, prietene, arată super bună. Păcat că n-am o lumină mai bună. Ia să focalizăm. Se vede salata. Se vede mai multe chestii astea. Mai amestecăm ca să vă arătăm puțin. Une este tonul nostru. Este bun, se poate pune mai mult ton. Eu am făcut-o doar așa pentru... Asta este un meniu pentru două persoane. Ceva lejer, fără să vă deranjeze foarte mult la... Poate na, multe persoane au probleme cu... Mâncarea mai grasă este mâncare, o să spui, și de dietă. Nu este o mâncare lejeră. Da, cam asta este. Atâta, prieteni, cam asta a fost și acest o seară în bucătărie. De fapt e 12 noaptea, dar mi-e foame și am zis să fac și ceva bun să mănânc. Mie îmi place foarte mult această salată. Și na, v-am arătat și vouă, poate vă interesează, poate vreți să faceți și voi o salată, că nu. Vine vara de acușa, bine, încă iarnă în România, dar asta nu e o problemă, vine și vara și nu prea mai merge mâncarea foarte caldă și trebuie să mănânci mai multe salate. Se pot face mai multe combinații de salată, asta este doar un gen de salată care l-am făcut eu. Da, cam atâta. Noi ne vedem data viitoare, apăsați butonul de like, dați un share și o întrebare pentru săptămâna asta. Voi cum faceți salata? Să-mi lăsați un comentariu și să-mi spuneți cum faceți voi salata, ce puneți în salata voastră când o faceți. Cam atât, ne vedem data viitoare, aveți grijă de voi, prieteni, pa, pa!